bună, ce faci, dragă? Mărică, ce să fac? Uite, am venit la tine! Era să nu te mai recunosc. Că, e, cum nu să... Haide să luăm un loc și să stăm de povești. Uite, aici, hai să stăm amândoi aici în băncuță. În băncuța noastră, da. Că e mai drăguț. Așa ce departe? Ce faci? Nu vină mai aproape, de asta zic. Ce faci, Anisia? Cum ești? Foarte bine sunt... Cătălin. Cum respiri, în primul rând? Cred că asta e întrebarea, în primul nu? rând, respir aer mult mai bine. Da. Mult în cantitate, într-o cantitate mult mai mare. Eu până acum nu știam că există atâta aer în atmosferă. Eu mi-am dat seama de când ai intrat, am zis, da, bă, se întâmplă ceva, ni se ia cineva, aerul. Cineva ne-a luat, ne-a aspirat aerul. Așa exact. E. Oameni buni, deci Anisia Gafton s-a operat pentru că a avut nevoie din punct de vedere medical. Medical, da. Deci, în primul rând, m-am dus la medic și vreau să fac o operație de viață de step, care a fost destul de... chiar a fost complicată, pentru că șanțul ăsta a fost care face legătura cu din, nas și, nu știu exact, și laringe, era înfundat cu cartilaje, cu, știi, ca o construcție. Dumnezeu m-a făcut cumva ca o construcție și resturile le-am băgat acolo, nu știu cum s-a întâmplat. Și dacă tot am venit la doctor, știi, am zis, dacă tot intru în baie și dau gresia jos, să dau și faianța, știi? Cumva. Și mi-a luat, m-am dus ca la frizer, ia-mă și la vârf. Și m-am luat și la vârf și acum, uite, sunt într-o lună și trei săptămâni, o lună și trei săptămâni a trecut de la operația aceasta. Încă nu e vindecat nasul, adică la mine e amorțit încă. Da. Da, și nu sunt răcită, îmi curge nasul, adică n-am ceva, că nu-ți dau nimic, nicio răceală. Adică mai trebuie să dureze recuperarea, mai nu? Trebuie să recupereze un an de zile. Un an de zile se mai desumflă și în timpul ăsta și nu mai am chestii nas. Un an de zile? Da, un an dar de deja zile. Deja ți s-a îmbunătățit viața? Acum, serios, respiri mai bine, dormi mai bine, da, ai altă energie? Am altă energie și pe lângă asta vreau să zic că înainte, dacă răceam, făceam o tită. Mi se umfla și aici și are legătură urechile cu nasul. Da. Că de asta și tu cu ochelari, tu dacă nu aveai urechi bune sau nu aveai urechi, nu putea să stea ochelari pe nas. Exact. Deci de aia sunt într-o legătură, cumva. Exact. Logică. Și... respir mai bine, dorm mai bine și mă simt mai bine. Și într-adevăr, altă respirație, domnule, altceva. Alt miros. Da, altceva. Alt parfum, simți primăvară altfel. Da, și simt și mai multă poluare. Asta e dezavantajul, dar... Da. Acum, ideea e că vreau să te întreb, ție ți se pare că te-ai schimbat din punct de vedere așa al fizionomiei? Adică de aici am filtru. Aici nici eu nu mă recunosc cum eram înainte. Asta vreau să zic, ți se pare deci, că schimbarea asta e foarte înainte, mare? Nu acum. Asta aici e, uite, aici ești înainte. Da, asta, da, că n-am pus filtru. Da, câteodată mai puneam și filtru și nu mai știi care e. Complexată și de faptul că nu-ți stătea cum, nu-ți plăcea cum era cu nasul? Nu, deci pur eram bine și înainte, sunt bine și acum. Pentru că sunt multe persoane care se duc să se opereze estetic și să schimbe forma nasului, pentru că nu se simt bine cum arată, știi? Da, da, nu era, adică uite, nu Andreea Toge, una dintre vedetele, care a spus că nu mă simțeam bine, am dita mai nasul. Da, cred. Nu, eu mă simțeam bine și cu nasul de dinainte, mă simt bine și cu nasul de acum. Dacă nu era această intervenție de o deviație, de exemplu, nu făceam operație estetică, că trebuia oricum să, și dacă tot s-a intrat, hai să facem ceva, să renovăm pereții, știi? Dar știi ce vreau să întreb? Tu observi modificarea asta? Pentru că sunt oameni care au început, bineînțeles, să-ți trimite mesaje. Comentarii, hateri, o să existe tot timpul, Cătălin, dar aici nu există. Mie îmi place, mă, oamenii ăștia, deci ce treabă e să scrie, eu asta nu înțeleg. Păi, stau și mă gândesc viața unui hater. Bă, ia să vedem ce mai facem, mă. Ia să intrăm pe net și să găsim subiecte. Băi, nene, eu mi-aduc aminte când am fost o dată la sală și am postat ceva de la sală. Da. Băi, nene, știi ce comentarii primeam? Că nu se ține așa, că se face așa, că nu așa apar. Și am intrat așa, mai... cine sunt cetățenii ăștia? Cine sunt profesorii de sport? Deci nu vrei să spui. Cred că erau unii care ieșiseră în viața lor la o sală de sport, unii care n-aveau nicio treabă, dar erau buni la comentarii. Da, dădeau sfaturi, domnule. Dădeau sfaturi. Adică poate pe tine te-a deranjat chestia asta că oamenii te jigneau pe net. Că la un moment dat scriau și urât, nu? Îți spun sincer că nu prea m-am uitat eu așa în comentarii. M-am uitat, știam sigur că o să vină și comentarii pro și contra. Vai, Anisia, ești cu 10 ani mai tânăr, comentarii bune. Vai, Anisia, de când te-ai operat, vezi, Doamne, nu mai ai talentul de altă dată. Băi, dar stai așa, cum adică? Nu mai am talentul de altă dată. Păi stai așa, nasul meu... Stătea nas talentul tău. Băi, exact, stătea nas talentul meu. Adică e ca și cum... Păi, voi râdeați de nasul meu, nu râdeați de mine, de ce ziceam eu. Deci ăla aia n-a fost talent, ăla a fost bullying. Eu de asta te-am întrebat, dacă te-a afectat genul ăsta de mesaje, pentru că...
sau tu, pentru că... Oamenii zic în felul următor, ba, Anisia e comedian, te râde, se distrează, da. Nu cred că o afectează nimic, dar la urmă și tu ești om. Sunt și eu om, dar știi care e treaba, Cătălin? Asta e, ăștia sunt oamenii, trebuie să ai și hater pe net și proști și cotă. Într-adevăr, că, nu... că eu știu cum e cu asta, că, adică că, nu... Într-adevăr, nu înțelegi cum, eu niciodată n-aș intra la cineva și a scrie, bă, ție, tu ești cam, uite, e camuflat, e cam, uite, ce-i cu fața aia de bordură. N-aș intra niciodată, nu mi-a zis nimeni asta, dar să spui, de asta mi-a venit acum. Dar, dar care a fost și... comentariile cele mai des întâlnite? Ți-a zis cineva, uite, aștept și o mesaj de la telespectator, da. Dar stai că nu văd ce scrie acolo. Greta, vino mai aproape cu televizorul. Ce scrie acolo? Ce se întâmplă? E ceva filtru sau operație? Nu, că nu se vede, da. Că e scris foarte mic și televizorul e foarte departe. Vino oral că mai aproape cu el să citim. Ce s-a întâmplat cu nasul? E ceva filtru sau a făcut operație? Nu, asta, da, asta e o întrebare, da. Era omul curios. Era omul curios. E, ce, în primul rând... Alte mesaje ați văzut? Alte mesaje, filtru de la mașină, poate că nu era... Da, ai avut și mesaje de genul ăsta? Aici să știi că n-am... Ai nu pierdut ce... identitatea. Ai da. Făcut o mare prostie. Într-adevăr, mi-am pierdut buletinul și de asta... De asta nu... Și ai făcut-o așa, da. E, părerile... Se împart. Ce să... Ți-ai schimbat? Ți-ai schimbat? Nu o vedem până acolo. Da. Fizionomia nu mai ești tu. Da. A. Păi și când te machiezi, în momentul în care îți aplici fondul de ten, nu mai ești tu. În momentul în care îți faci machiaj de nuntă, nu mai ești tu. Ai avut mesaje de la mamă, încep să fii Michael Jackson, știi, când se operează cineva la nas. Da, da, da. Am avut, n-am acasă, mi-a făcut botez cu Michael Jackson. Ți-au zis? Dar normal, cum să nu? Ce, tu și Michael Jackson? Tu și Michael Jackson. Cum să nu botez cu Michael Jackson? Cineva zice... Aici să știi că era filtru, vezi, asta eu nu eram asta de direct. Dar ce filtrele? Păi dacă așa se purta cu, se poartă cu filtre, ce să... Da, dar vreau să-ți mai spun o chestie, Mărțu, eu în realitate arăt altfel și eu cumva când pun filtrul vreau să arăt cât mai mult de realitate. Știi? De-aia e o strategie. Am înțeles. Cineva zice, Măruță, te rog frumos o salut pe Dana Săvuică de lângă tine. Nu știam că s-a apucat de stand-up. Da, o să fac moda de acum. Mihai a dat mesajul ăsta. Da, fii atent, era mult mai frumoasă, dar dacă se simte ea bine așa, acceptăm, felicitări. Da, acum imaginați că semeni cu Emily Burghelea. Opa, e bine, e un compliment, ea e o fată foarte frumoasă și o admir. Deci până acum semeni cu Emily Burghelea, semeni cu Dana Săvuică. Semăn și răsar. Zice cineva, fără nicio supărare, nicio jignire, dar e o mare schimbare, nu mai seamănă deloc, este o altă persoană. E normal, știi, când am spus, când se face operație, gen, oricum încă nu este aranjat, trebuie să se mai desufle, într-adevăr este mai umplat, dar vreau să vă spun că și dacă îți pui un filtru, te schimbi, și dacă îți pui un machiaj de nuntă, tu ești la fel ca înainte, când îți pui machiaj de nuntă, nu vine lumea la tine. Bă, să nu te recunosc. Dana din Arad spune, este super mișto, Anisia arată foarte fain și să nu țină cont de niciun mesaj, serios. Dar da. Mesajele sunt unii oameni care n-au ce să facă la ora asta și, de exemplu, dau doar să se bage în seamă. Eu, sincer, știi ce mă bucur? Că acum îmi intră tot în asul în pahar. Deci înainte nu intra în nasul în pahar, mă încurca. Acum am niște avantaje. Deci îmi intră nasul în pahar. Văd mai bine alte orizonturi, pentru că când mă uit în față, nu mai văd că aveam o cocoașă, știi? Uite, cineva ce este foarte frumoasă, așa operat, o pupă din partea mea. Da, da, vezi, sunt și pro, sunt și hater. Dar cât ești hateri... de frumoasă, sunt mai multe mesaje pro, să știi. Da, da, bineînțeles că sunt și foarte mulți doctori care se uită la emisiunea noastră și țin nevoia să dea mesaje. Normal, păi îți dai seama. Ia atent, hai că facem un joc, că tot ești la săriți de pe fix și acolo te distrezi și e distracție mare. Întâi de toate, înainte de a trece la joc, spune ce face... Serghei este foarte bine în continuare cu sketch-urile și cu stand-up-ul. O să facem un turneu foarte mare săptămâna aceasta. Cătălin, n-am avut niciodată un turneu mai mare ca acum. Două show-uri în București. Avem la The Full, vineri și sâmbătă. Și după filmările de la Săriți o să existe și un turneu prin Craiova, dar nu le țin Craiova, n-am niște reclame. Dar caută lumea foarte ușor la tine pe pagina de Facebook, de Instagram și găsește, exact, nu? Și eu pun tot timpul, eu postez tot timpul am, țac, țac, țac. Săptămâna aceasta, dacă vreți să veniți să vă distrați și că fac și mișto de nasul meu, la The Full, la normal că face mișto de nasul, că acum este și, cum să zic, un subiect de moment. Dar dai seama. Fii atentă, jucăm pe dezbrăcate următorul moment. Pe dezbrăcate? Nu mai știu, trebuie să mă dezbrac? Dacă nu ghicești, da. Vai de mine! Deci fii atentă ce facem, arătăm niște năsucuri.
Arătăm niște năsucuri. Trebuie să mă dezbrac. Fii atent, arătăm niște năsucuri. Dacă măi, nu ghicești și pierzi, fac cum ghicești jos, câte un năsuc, da. Cum greșești câte un năsuc. Nu, pe vestimentar, nu mergem pe accesorii. Păi stai puțin. Deci fii atent, eu ți-arăt năsucuri de vedete, da? Da. Năsucuri de vedete și tu trebuie să recunoști. Cum n-ai recunoscut? Cum pac scapi de o textilă? Bine. Hai să vedem. Prima poză. Vă rugăm frumos, regia, băgați de la cabinetul de estetică. Dar dați burtiera aia jos, că nu se vede. Așa. Al cui crezi că este acest năsuc? Este din România sau din străinătate? Este din România. Din România? Este, gata, știu. Este influenceriță. Da, știu. Dar nu știu numele. Știu la emisiune, la ce emisiune. E care râde foarte puternic. Râde puternic, nu? Ba da, eu la o emisiune, la un, nu e un post... Poți să zici oriunde? Roata norocului? Nu e. A, știu de cine zici. Da. Seamănă puțin, te-a dus în derută o alunița. Nu, nu e. Hai, mai ai o încercare. Deci este influențărisă, este super celebră pe rețelele de socializare. Adelina Pestrițu! Cine ți-a șoptit? Nimeni! Gândul meu și creierul meu! Te-ai uitat fix, așa ți-a șoptit cineva? Păi... Așa mă uit eu când gândesc. Ok, Adelina, iată, frumoasă. Și ea are năsucul operat, corect? Da, corect. Foarte frumoasă, bravo Adelina. Ai un punct, da? Da. Încă rămâi cu textila pe tine. Să mergem la următorul năsuc? Să mergem la următorul. Și telespectatorii noștri pot să fie și eficienți, să ne trimită repede mesaje pe WhatsApp. Ghiciți năsucul, iată. Ia. Și un pic din ochișor. Și un pic din ochișor. Vrei să-ți dau indiciu? Nu, gata, știu. Dă-mi indiciu, Indiciu, da. Ești și cântăreață, da. Și acum lucrează și la radio. Știu. Da? Hai să vedem și telespectatorii. Candy Giulia. Bravo. A dat cineva Lidia Buble. Nu, nu e Lidia Buble. Nu? Că Lidia Buble nu cred că și-a operat năsucul. Lidia Buble e ușor de recunoscut. Și așa... Bă, dar ce mai facem, Lidia Buble? Mai știți ceva de ea? A scos o piesă. Știu eu că am ascultat-o. Nu mai știu nimic de ea, nici mai știam. Mai cântă? Nu știu. Dacă a scos o piesă, cântă. Asta zicea și Ciucă. Hai să vedem, următoarea. Nu știam de asta, adică înainte era mai prezentă. Nu știam, mai știi ceva, Ciucă, de ea? Imediat vedem dacă a lansat vreo caută piesă. Caută pe Sfântul Google. Deci, atenție mare, pozele pe care ți le arătăm sunt cu năsuc, unele operate, unele neoperate, da? Okay. Hai să vedem, ia să vedem următoarea fotografie. Aici. E năsuc de bărbat. Doamna are mustață. Acum o lună a scos o piesă, Cătălin. Am înțeles. Eulă. Deci sunt și bărbați, nu sunt cu nasul operat. Hai să vedem ce indiciu putem să-i dăm Aniție aici. Ce indiciu că m-a zis ăla. Deci până acum are mustăcioară, nu e doamnă. Nu, da? e influencer, e bărbat. Influencer, da. E bărbat, influencer și e... E fresh. Nasul e recunoștibil. Uh-huh. E cântăreț, actor. E și cântăreț, e și actor. Ești cântăreț, ești și actor? Este și influencer, este și... Opa! Gionule, Dorian Popa! A ghicit și cineva pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Am recunoscut nările. Nu cred. Ba da. Bă, dar stai bine până acum. Bă, cu vizual, da. Aniția, ești foarte frumoasă, mai citesc mesaje de la telespectatori. Mulțumesc frumos, dragii mei. Bun, deci trebuie să vă grăbiți, dragi telespectatori, când ne dați mesaje. Nu ne dați mesaje după ce am arătat poza, că nu mai contează. Dați-ne mesaje, exact. Pac, când real. E poza. Hai să vedem următoarea fotografie. Hei, trauzi, stai să vezi. Are și o cicatrice. Băi, nene, ai trebuit să-i știi nasul. Deci are puțină mustăcioară. Hai, telespectatorii noștri dragi, implicați-vă. Al cui năsuc este în imagine? Poți să-mi dai un indiciu? Horia Brânciu, are cineva, Mario Fresh, nu? Păi ce să-ți dai? Indiciu este în felul următor, îl cunoști foarte bine. Te întâlnești mai des decât te-ai întâlnit cu toți ceilalți. Gata, știu. Cine? Nebunul de Alex? Băi, n-ai, de ce știu, mă, tot. Băi, când vreau, pot. Alex Bogdan, da. Un super băiat. Bravo, ai rămas îmbrăcată. Am rămas, eu ce să fac dacă îi cunosc pe tu tot. Tu te-ai descurcat foarte bine, să-ți trească năsucul. Doamne ajută să fie, să nu crească, să descrească. Da, acum ești bine, nu te mai doare așa. Nu mă mai doare, dar în schimb vârful este încă foarte umflat și i-a morțit, adică eu nu-l simt acum. Poți să mici din așa. Nu pot. Încă nu pot, trebuie un an. Trebuie să trec. Un an? Ia, mișcă din nas.
Nu pot, nu pot încă, nu pot. Ba da, pot. Uite, da. Ia. Uite, am făcut, tu mi-ai făcut vânt când ai făcut, eu nu mai pot. Eu înainte făceam așa. A, mă, că merge, mă. Hai, mă, că uite, parcă am niște brahii. Zici că ești pește pe uscat. Anisia Gafton, simpatică și foarte de treabă, pe care aș trebui să o căutați pe rețelele de socializare, Instagram, Facebook, să mergeți la show-urile ei. Băi, ești foarte mișto și să rămâi la fel. Și să rămâi la fel de sărită de pe fix. Da, păi normal, cum altfel și noi acum suntem și în filmări și abia aștept să iasă produsul final. O să fie un sezon excepțional. Nu face. Avem chestii foarte noi, băgate și nu vă așteptați. Deci o să fie Caterin Cărău. Eu mă gândesc acolo că aveți și planul ăla inclinat și tot felul de chestii. Dacă te lovești, mă, la nas. Nasul e ultima mea grijă. Deci nasul e ultima mea. A venit, nu știu dacă pot să zic oare, dar oricum nu știu. Mi-a venit un ghimniș în cap, de mi-a intrat capul între umeri, așa ca la desene animate. Dar nu s-a întâmplat nimic. Îți dai seama, a fost foarte caterincă. Și în continuare... planul e din ce în ce mai înclinat, așa se pare. Anisia, să ai baftă, o să plec. Sunt mulți telespectatori care ți-au dat mesaje, arăți foarte bine. Mulțumesc. Dacă te simți bine, bine că ai făcut treaba asta, să-ți scrie oamenii ție. Uite, spune că... Ce să-i zic? Uite, zice omul ăsta, spune că... Spune că o iubesc... Da, ce să... Da, deja, prea mult, cu te iubesc, asta e, superbă, Anisia, bravo! Vă mulțumesc. Numai bine, te pupăm, Anisia! La revedere!